Doamne, cine va locui în locașul tău și cine se va sălășlui în muntele cel sfânt al tău? Cel ce umblă fără prihană și face dreptate, cel ce are adevărul în inima sa, cel ce n-a viclenit cu limba, nici n-a făcut rău împotriva vecinului său și ocară n-a rostit împotriva aproapelui său. Defăimat să fie înaintea lui cel ce viclenește, iar pe cei ce se tem de Domnul îi slăvește. Cel ce se jură aproapelui său și nu se leapădă, argintul său nu l-a dat cu camătă și daruri împotriva celor nevinovați n-a luat. Cel ce face acestea nu se va clătina în veac.